Băsescu a răspuns scrisorii lui Liviu Dragnea, Elovada publicit ci nu împingeți prea mult lucrurile, ce suntem însă pe temâna mare. Guvernatorul Băncii Naționale, Boris Rescu, a declarat miercuri ce a răspuns scrisorii primite anterior de la presubliniere din Telecamerei Deputaților, Liviu Dragnea, menționând ce nu doresc subliniere te să dea amnunte din acest răspuns întrucât Dragnea anuncase ceva de a publicit ci scrisoarea respectivă. Noi, Consiliul de Administrație, BNR, acționăm în baza unui mandat. I oamenii politici au un mandat, cel popular, au dreptatea lor. Am purtat sublinierei un dialog verbal cu partidele de opoziție, iar presubliniere din Telecamerei Deputaților a preferat calea scris. I-am răspuns, tot pe cale scris. El a spus ceva de a publicit ci acest răspuns, deci nu se vedeau amunte din scrisoare. Nu împinge ci prea mult lucrurile, ce suntem însă pe temâna mare, a spus Boris Rescu, răspunzând unor întrebări insistente din partea jurnal sublinierătilor, la briefingul de presă de după subliniere din cadrul politic monetar a conducerii BNR. Printre factorii de risc la adresa inflației, Banca Centrală a identificat politicile fiscale, piaca muncii sublinierei evoluția precurilor administrate. Aceasta este invitația noastră, pe care o gezici în șecare comunicat al BNR, un mix de politici economice. Orice măsuri de politic monetar poate contrabalansa lucrurile, dacă au loc relaxări fiscale. Mixul acesta de politici nu este o subliniere ori de gesit, a mai spus Boris Rescu, potrivit Mediafax. Consiliul de Administrație al BNR a decis în subliniere din ca din 4 aprilie menținerea ratei dobânzii de politic monetar la 2,25 pe an, contrara subliniere teptrilor anal sublinierătilor, care anticipau o cre subliniere tere la 2,5. Al BNR a mai decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,25 pe an, ca sublinierei rata dobânzii aferente facilității de creditare, la 3,25 pe an, precum sublinierei păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei sublinierei în valuta ale instituțiilor de credit.